Bună, dragile mele fecioare, talara voastră pentru luna octombrie. Să vedem la ce vă puteți aștepta în această perioadă. În această perioadă interesantă. Care va urma? Mai întâi niște cărți de tarot. Bun, la baza pachetului avem 8 de cupe, 5 de monede, lăsați în urmă o perioadă mai dificilă, poate chiar și un cavaler de cupe lăsați în urmă, așteptare, 7 de monede, da, nu, stagnare, cam stagnare pe aici, pe acolo, lăsați în urmă. Bun. Hai să vedem ce vă așteaptă. Îndrăgostiții, 6 de bâte, ce interesant. 8 de monede, 4 de bâte. Da, foarte bine că lăsați în urmă. Valetul de bâte, soarele. Mai bine de atât nici că se putea. Deci, din ce în ce mai bine. Asta e și așa un reminder, așa o reamintire pentru voi. Dacă, cum spun așa, dacă vă întrebați, dacă v-ați întrebat în ultima perioadă dacă este bine că ați plecat și că ați lăsat ceva în urmă, care să zicem că era cât de cât ok, era binișor acolo, poate un loc de muncă, poate o situație, o persoană și așa mai departe, atunci da, să știți că e mai bine că ați lăsat ceva în urmă, că ați lăsat acel lucru și acea persoană în urmă pentru că vă așteaptă altceva mai bun. Ce să zic, e o lună în care veți avea foarte mult de câștigat, fix pentru că știți să treceți peste, ar trebui să știți să treceți peste în această perioadă, peste ce au fost în trecut, peste necazuri, am simțit să zic, peste nereușite, peste traume, 5 de monede, vorbește și despre a fi lăsat singur. Dacă voi ați știut și ați învățat și puteți să treceți peste tot ce a fost în trecut, măcar trecutul apropiat, în această lună veți fi foarte răsplătiți în bine, cu foarte multă bucurie. Nu o să vă plictisiți, este o lună în care veți avea ce să faceți, o lună în care merită să trăiți din plin. Chiar merită să trăiți din plin și să fiți cât mai sociabili, să ieșiți cât mai mult, să petreceți cât mai mult, dacă aveți ocazia și vi se ivește ocazia, eu zic că da, aici cel puțin cu 4 de monede, e ocazie sigură aici de petrecere. Și de bucurie cu soarele, o să aveți foarte mult de câștigat. 6 de bâte vorbește despre câștig. Îndrăgostiții. Îndrăgostiții nu este neapărat o carte de dragoste, chiar dacă lumea asta crede. Este o carte de colaborare mai mult și de comunicare și de alegere. Poate să fie de o dragoste foarte interesant, în sensul că poți găsi o persoană foarte asemănătoare cu tine. Da, aici este mâna destinului la îndrăgostiții, că avem acel înger Adam și Eva. Poate să mai reprezinte că sunt acolo două personaje din această energie. După care avem 8 de monede cu 4 de bâte. Ceea ce înseamnă că, da, asta, la asta mă referam cu energia asta de care aveți nevoie, e ceva care o să vă țină în priză, ceva de care sunteți pasionați, 8 de monede, atenție totuși să nu vă scufundați prea mult în muncă, dar e ceva ce și merită aici. Merită să investiți energie, timp și așa mai departe, pentru că o să aveți și parte de recompense, 4 de bâte, o să aveți parte și de împlinire așa sufletească. Poate să reprezinte și un proiect care ajunge să fie finalizat, să se finalizeze cu brio, să fie frumos, să fie ceva interesant pentru toți cei care au participat la acel proiect. Da, deci e o reamintire, ca să zic așa, sau este un mesaj care să vă arate că munca pe care voi ați depus-o până acum
va da roade, o să fie bine, o să fie cumnată cu un succes. După care avem valetul de bâte și soarele. Asta este energia asta de explorator. Valetul de bâte dorește foarte mult să exploreze și veți avea foarte multe ocazii în această lună să explorați foarte multe lucruri. Eu cred că o să se ivească și o oportunitate să plecați din țară, dacă nu sunteți deja plecați, sau să plecați de unde sunteți în această perioadă și să vă duceți într-o zonă mai însorită. Dacă sunteți în dubii, eu zic să mergeți, pentru că o să vă reîncarce foarte mult bateriile, o să vă crească foarte mult stima de sine. E aici ceva pe o creștere pe stima de sine. Sunteți în centrul atenției, aș putea spune. Nu este sezonul vostru, chiar tocmai ce a și cam trecut, dar vă priește, pentru că urmează sezonul Scorpionului, deci pământ cu apă merge, categoric. Și am așa o chestie că aproape la toate zodiile de până acum le-am zis să stea pe lângă cineva. Uite, și vă zic să stați pe lângă persoane din zodia Scorpion. Chiar și Leu și Gemeni. Dar știu că acolo este mai greu. S-ar putea să fie puțin mai greu. Eu aici zic mai mult pe distracție, pe amuzament, pe a te simți bine și de aceea zic Scorpion în mod special. Bun, hai să vedem cărțile de oracol. E foarte multă bucurie. Poate că nu este neapărat ce voi vreți, dar e ceva ce aveți nevoie în această perioadă și avem Mercur cu vărsător, Mercur în vărsător, de fapt, originalitate. Deci, în comunicare o să existe foarte multă originalitate. Veți primi foarte multe cuvinte noi, complimente, da? Că sună ciudat asta. Cuvinte noi. Flirt, ia uite, avem Venus în săgetător. Cineva o să vă complimenteze diferit. O să aveți niște discuții foarte originale, diferite cu niște persoane, poate chiar cu un vărsător. Ei sunt mai așa genii de-astea neînțelese. Nu știu cât de... Ce era cu un vărsător? Pământ cu aer mai greu. Dar se poate așa, ca schimb de idei, vărsătorul e destul de diferit față de voi. Voi tindeți spre perfecționism, dar și ei, dar sub o altă formă mai neconvențională, ca să zic așa. Și ia uite, avem Mercur în Gemeni, fix cartea Gemenilor sunt îndrăgostiții, și avem aici entuziasm, fericire. Comunicare, multă comunicare, Mercur. Voi sunteți guvernați și de această planetă, Mercur. Generozitate, Saturn în Leu, foarte frumos. Deci munca asta pe care voi ați depus-o o să dea foarte multe roade. Și organizare, tot Mercur, interesant. În Capricorn de data aceasta. Bun, o să vă organizați, da, uite, cu valetul de bâte o să vă organizați și dacă vedeți, deja se aseamănă puțin, pălăriile sunt puțin asemănătoare, personajele sunt puțin asemănătoare, ăsta ar fi Mercur, așa era portretizat și dacă vedeți, are și niște aripi în jurul capului, da, asta reprezintă agilitatea și cât de rapid este în gândire. Are foarte multe idei, Mercur, este foarte deștept, are foarte multe, este zeul comerțului totodată, negociatorul, negoțul și așa mai departe. Da, pe comunicare stați bine luna asta, aveți multă comunicare, bine că voi oricum comunicați mult, am zis, voi sunteți guvernați de Mercur ca și Gemenii. Aveți din plin această putere. Dar în această lună s-ar putea să fiți și mai comunicativi sau să vă puneți în valoare și mai mult comunicarea. Deci, dacă vreți să primiți așa ceva, trebuie doar să cereți și să fiți foarte specifici în ce cereți, pentru că o să și primiți. O să fiți foarte, foarte asaltați așa de multe daruri. Sunteți foarte asaltați în luna asta de multe daruri, să știți.
Aveți și laudă, aveți și flirt, aveți și comunicare interesantă, inteligentă pe aici, pe acolo. O să vă și bucure chestia asta. O să și colaborați cu fel și fel de oameni diferiți, interesanți, care la fel să vă trezească așa pasiunea în interior și, nu știu, fericirea și așa mai departe. Totodată aveți și generozitatea. Dar nu, bine, aici clar, vine generozitatea de pe, din urma muncii pe voastră pe care ați depus-o și o depuneți în continuare și prin luna octombrie, dar o să merite. După care avem organizare cu soarele și valetul de bâte. Deci o organizare prolifică pentru voi, este o organizare benefică și eu zic aici că este o organizare pentru un soi de aventură. Valetul de bâte vorbește despre aventură, aventuri. Ori organizați voi o petrecere, am simțit să zic acum, e mai mult decât o petrecere. Aș putea spune că este chiar o vacanță, plecați undeva, voi sunteți pe organizare bine, oricum. Deci ceva la genul acesta, o să faceți ceva pe aici, pe acolo, organizați ceva cu mai multe persoane, chiar vor fi implicate și poate niște copii. Și o să meargă bine, e de, nu știu, e ce trebuie plecarea asta, eu așa simt, e fix ce trebuie cu soarele și cu valetul de bâte, trebuie să plecați undeva, zic eu, luna asta, chit că nu este ceva super fancy, ambarnam, super extra, poate să fie ceva simplu, tot e ce trebuie, după părerea mea, aveți nevoie și aveți nevoie să organizați ceva. Nu știu dacă observați, dar sunt mulți oameni, parcă sunt mulțimi așa de oameni și e destul de aglomerată etalarea voastră din punctul ăsta de vedere al oamenilor, ceea ce înseamnă că o să fiți foarte prezenți în mulțimi. În mulțimi de oameni, o să ieșiți foarte mult și așa mai departe și cred că așa trebuie. Sunteți căutați, ca să zic așa, sunteți vânați să fiți în centrul acestor mulțimi, în grupuri de oameni și așa mai departe. Cred că voi, în multe cazuri, o să fiți și acest lider sau o persoană de legătură importantă din aceste mulțimi în această perioadă, chiar o colaborare pe aici pe acolo, nu știu, la locul de muncă, ceva pe lângă locul de muncă, colaborați cu cineva, sunteți într-o continuă mișcare, comunicare cu foarte multe persoane și ați plecat, da, de la etalarea de la început, am plecat de la ideea că ați lăsat ceva în urmă. Și ce era în urmă chiar era nașpa, hai să zicem așa pe românește. Nu era ce trebuie, cu 5 de monede. Erau multe lipsuri și așa mai departe. Deci e bine că lăsați în urmă ceea ce trebuie să lăsați în urmă acolo. Pentru că vă așteaptă ceva mult mai bun și e bogăție, nu știu că vedeți. E bogăție din toate punctele de vedere, din foarte multe puncte de vedere, e bogăție. Da, o etalare de genul acesta, dar reversul medaliei, cum ar trebui să zic la fiecare în parte, până la urmă, aici ține foarte mult de voi și de comunicarea voastră. Nu uitați și am zis că atenție la ce cereți, că s-ar putea să primiți și din plin, da? Generozitate, ca lumea, tată, adică și avem Saturn și Mercur, deci lecțiile vor fi pe comunicare. Deci trebuie să învățați să cereți, trebuie să învățați să știți cum să vă exprimați și nevoile și dorințele și ceea ce vreți să atrageți și așa mai departe. Da? Deci e important. Voi aveți și lecția asta pentru că l-aveți pe Mercur ca și guvernator al zodiei voastre. Bun. Ca zile importante, 3. Da, 3 octombrie, 13, 30 octombrie, 19, 10, 8, 6, uite, eu acum văd 6, și aici, aici, 6 octombrie, clar, 6 octombrie, 16 octombrie,
8-4, dar rămân special 19-6-3-13-30 octombrie, iar ca zodii gemeni, în mod special gemeni, leu, da, ești și aici, leu, capricorn, am zis și scorpion la început, berbec, și cam atât. Avem vărsătorul. Avem și, da, uite, și un vărsător pe aici, pe acolo o fi. Da, am văzut originalitate, deci și vărsător și capricornul. Cam atât pentru voi, dragii mei. O lună frumoasă vă doresc și ne revedem data viitoare.